Ne dăm drumul la filmare la Caras. Am ajuns la baltă. Cu fratele meu, domnul Jean. Doi. Pescăm și noi la baltă și la... Căutăm un caras la baltă, la Cerbu. Caras de 2 kg, da. El frământă niște mămăligă cu pâine. Se vede mișcare papa. Însă fac și o lansetă să încercăm... Să vedem ce trebuie. E prima dată la balta asta. Ne-a încurajat o doamnă din zona, care era cu facile. Ce a zis doamna? Că se prinde, nu? Da, da, da. Să avem răbdare, doar atât. Hai să avem răbdare că se prinde carasă aici. Carasă prinde. Mai am un prieten la Roșiori. E și vânător el. Și zic, mă, neamitule, te duci, mă, și mă, ta la pește? Bă, zice, mă duc, dar la carasă din asta mică și la oclei. El la oblez le zice oclei. L-am cunoscut când am fost la Șalou, la Izbiceni. Băia super de treabă, am zis să merg să fac niște filme pe la Roșiori, pe râul Vedea, la... Sunt niște cleni mari acolo. Da, să mă duc să fac niște filme pe la el. Acum, dacă tot m-am făcut cameraman, să fac niște filme. Ideea e că avem și bibane aici la baltă. Începe să plouă? De ce anunța plouă aici? Poate să mă plouă că n-am nimic la mine. A, da, iată, a început să plouă. Mă uitai la pelerină, dar mă uitai degeaba. A început să plouă la albă. E cala mea, că mi-am luat doar șoldari. Îmi bagă. Dar sper să nu ține mult, nu? În principiu, trebuie să astup tot ce am dat astupat. De ploua poate să mă plouă, dar trebuie să dau tricoul ăsta jos, că... Dacă mi-o dă tricoul, după aia nu mai am ce să mă fac. Să fie zise, pelerina asta acasă, frumos. Umbreluță nu am. Total pregătiți. Sau măcar în jet. Și dacă stau eu la pielea goală, are ceva? Fac o baie. Culoare de soare nu mai trebuie. O carasă, da. Bă, ce chiu e, bă! Ce chiu e ăsta, bă! Deci, eu sunt la pielea goală, acum trebuie să dea ploaie ca să-mi... ca să se duc arsurile care m-ar soarele. Asta nu era în program, dar ne adaptă. Ne adaptă și da, trebuie aruncat o lec. Așa, un bulgărel de mici. Se face o clei. Păi, căutat la domiciliu. Nu aveam, da,
Domnul știe. Nu e după, nu e după domnul. Programul făcut. Camera asta frumos. Așteptă. Păi... Eu... Ea știe dacă are putere. Noi avem putere. Mai ales de la berea asta fără alcool. Păi o fi ploaia binefăcătoare aia. Știți că el pe ploaie trage. Ploaie trage. Noi ziserăm că avem vântul din spate acum. Veni vântul din față. Da, depinde la ce e obișnuit. Ce frumos e să fii și cameraman. Stai pe scaun, bei bere. Îmi place să vă filmez așa. Trebuie să-și dea el drumul pe ploaie. Bag eu accesorile pe aici. La gălet. Bună și găleta mai mare. Am niște accesorii. Ca să iau camera. Că stau la pielea goală acum. Domnul e cu noi, da. Să mă grăbesc eu puțin. Să le bag la gălea, dacă nu mi le face vărză astea. A fost aia afară. Așa, tata. Nu se trebuie la gălea. Să le pitesc în gălea, da? Ba la găleata aici. Și știu o poantă, le-am băgat la găleata. Știu o poantă acum. Îmi legă șoldarii după pe spate așa. Cea mai bună poantă. Așa tot. Acum și șoldarii pe mine. Exact cum duceau ianchei ăștia. Când duceau ianchei și m-au spus și pe față și pe spate. Așa, tate. Ce mai rămâne de făcut? Să dă cât să dăm la oclei. Acolo frumos. Pun și-o ăsta. Uite, e bună treaba asta cu șoldarii. Ia uitați câtă protecție am eu aici. Și în spate, de la cap, mai sunt descoperit. Dar capul trebuie să respire, iată, nu? Să fac... Până una alta. Eu ăsta. Mă fac mecheriile astea. Cred că mă bag sus salce. A, v-ați băgat sus salce aici? Da. Mă bag și eu sus salce. A fulgerat? Hai să bag și găreata acolo. Nu, că e vară. Doamne ajută! Ia. Acu-i place, mă, la caraz, mă, când vorbește domnul, mă. Că ziceau oamenii că nu plouă domnul Dumnezeu, că nu plouă, mă. Vă găsireți voi să ziceți că nu plouă domnul.
Uite că plouă. Partenerii noștri mai stau? Zic, băieții după partea mai stau? E frumos la pantaloni scurs. Ia treau. Și eu la pielea goală. Total pregătiți. Mă, că acu trage carasul. Știe că e diseară finala. Finala cupei. Care? Steaua. E timpul să încep și eu pescuitul. Nu cred că... Unde să fac eu astea? Nu, bă, mai sus aici. O fi vreo unul mai puternic așa, după aia zic. După ce ne udă și vine. Și eu fiu, dai să-i pui o plută, îl dau la mămălic. Am și un care bun, cam fulgere pe aici. Așa am pățit la Biban, avem și Biban aici la Balta. Așa am pățit la Biban, că eram un prieten. Deci ne-am băgat în mașină, că nu mai rezistam. Și după aia, s-a mai rărit, se ploia așa, dar nu s-a terminat. Că mă, să dăm la pește. Știți cum a fost după aia? Am omorât Bibanul la muscă. Mânca de rău pe aia. Și zic, băi, dar și noi suntem fraier rău, mă. Adică Bibanul ăla a mâncat de rău pe aia. Și noi stăteam în mașină. Să mergem în mașină? Nu, eu nu merg. Păi de ce să merg? Am un parasol de la mașină. Da, eu stau aici. Poate aveți vreun de la de pâine? Cu mămăligă? Da, da. Și cu pâine și cu cocoloș. Cu cocoloș, sau cum să dau și eu, să nu mai stau eu să mă fac. Eu mă apuc. Mă bag la papur, acolo. Nu, că șoldarii țin pe spate și dau așa din întunerici, nu? Ca să-l testăm. Șoldarii nu-i dau jos, că mă protejează pe mine pe plămâni, rău. Să stea plămâni. Așa a fost că ești din direct. Șoldarii nu-i dau jos, că mă protejează, ce bine stă spatele, e cald așa, nu? De cât la cap, man, dacă aveam și o pungă. Vecinul a adus și mie o pungă de aia de un leu. Mere pe vremuri. Auzi, vecinul? O pungă să-mi adus și mie. Să o pun pe cap, dacă ai pe acolo. Leg eu montura asta. Pluta cu astea. Deci am șoldarele. Parcă sunt măgărușul în atac. E bun, e pe spate și cu astea în față. Gata, gata. Am făcut eu o legătură aici. Am ies de la vecinul. Mămăligă, că a făcut el mămăligă, tată. M-a dus să fac eu așa. Se pierd cu punga. Puțin vânt, chiar era recomandat. Am o plută de pe un. Așa, tati, aici. Cărlicul care știți că mă zeam pe la baldă, pe la Ștefănești.
12, de 5 de camere. Și mă bag acolo așa, lângă vecin. Protecție frumos. Am băgat hainele la găleată acolo cu telefonul, da? Să nu plouă în găleată, am dat un baret. Hai măcar să stai drept așa. Ia să-mi bag un cocolăjul ăsta. Pe ploaia asta. Cu mușică așa. Mi se pare frumos că plea. Și că i-a băgat usturoi vecinul. Uite usturoi la care așa. Îmi place ăsta usturoi. Eu place, scade colesterol. Hai, tati, să vedem acum cu lanseta. Larg lanseta de 2 metri fără văr. Domnul Jure de pe spate. Haide! Nu se duce. Uite un bar. Ai, mă, nu te aduci la mine. Prin și eu un caras. Mi-a căzut și mă duc. Așa e la început. Până ne reglăm tiri. Plăutare ce la cerb. Așa că ne-am pricopsit noi cu ceva. Fără și ceva. Facem de ambla. Cărasul ăsta. La apă avem noroc, uite. Să bag o bobiță așa. Poate îi place și lui să mai. O bobiță. Iată-te. Lângă papura. Băi, ce stamanița. Nu e bine, știți de ce? Vă zic eu. Că nu am o stă încurcat pe aici. Dacă nu știu ce înseamnă că e de la bucla aia care trece făcută de mine. Asta a dus. Hai să o lasă așa între ea. Făcută de badâncimea de la Ștefănești. Uite, pică ăsta e acum. Trebuie să pună un zoom pe tine. Te mai vezi tu pe acolo, mă pun. Bazată. Ceva roșu, vedeți? Uite, domne! Ce plutica! Zboară rândunelele jos, clar că plouă. Zboară rândunica jos. La bazar. Zboară rândunelele jos, plouă. Vă jucat unde le... Vă jucat, nu? Vă distras papă. Uite, avem mai către mal. Vreau să dau adâncime mai mare, să stea mai, să zic. Ia, îi trage-l băiatul. Uite ce coras frumos ăla. Uite, frotul, ce coras frumos ăla la mașina lui. La mașina lui vecin. Uite, frote, ce coras frumos. Uite, vecinul, noi plecăm vedere încă. Încălcare și venirea încă. Deci avem o
Un băiat care a prins un cars. Nu se insistă. Insistă, mă, deci avem de alta care așa aici. Bravo, domnule, vă zurăm și noi, ne arătă Dumnezeu. Prin băiatul acesta. Să fac eu legătura asta, că nu e bună. Am făcut o dădui. O las aici. Am făcut o legătură între două fire, dar trebuie să o fac mai aproape de plută, că eu când lansez, nu iese bine pe inel. Aveam și 2 viermișoi. Câteva viermișoi. Eu nu o să încerc și mai mult. Oricum bag unul singur. Am avut niște viermișori printr-o... Nu știu. Printr-o geantă. Dar nu știu cât timp. Timpul este nemaipomenit. Plouă așa mocănește. Nu ce să lipește de acolo. Ce fi să mă la bine, da? Cărășică. Mamă. Nu-mi place usturul. Dacă îi dăm și lui usturoi cu pastramă ceva. Fac o altă șmecherie, hai să fac legătura aia, ca să pot să dau mai departe. Norat așa, norat, da, vedeți? Putea lăsa și noroc, mă. Soare, pe o ploaie să prind pe școală, mă. Vrei să fii pregătit, dar... Să nu lipsească, că nu se știe. Pe ce spune la televizor, că plouă acolo, că plouă acolo. Că cum ești apa în curc. Că e apa destul de adânc. Atât că văd în spate să mă bag sub pomul ăsta. Să mai atenueze pomul până leg eu fiul ăsta. Deci acum dacă am văzut carasul, aici stă. Banan dat. Tot e gratis. Ne facem plăcere. Gândesc că eu veni și lui vecinul ideea să intre pe băieția la cealaltă. Chiar asta. Aaa! Păi l-am filmat. Da, am văzut. Da, e filmat. Păi da, dar se sară mai în larg, să bag cocoloșul ăia și la cocoloș. Mulțumesc frumos, domnul să vă răsplătească, să vă dea un loc în rai acolo lângă domnul. Asta să mă acoperi pe cap, da. Am plecat total nepregătit. N-am știut că vin condițiile acestea. Că vin condițiile acestea.
Am făcut și asta. Asta e brut am astăzi. La rămân, da, poate nu-i place. Spunea ceva vecinul la Costică că merge și la mămăligă. Uite, îi băgai cocoloși din ăla, da. E derutat el puțin, dar îl prinsă ploaia în grădină. Dar își revine. Revine el, nu. Să dai cam pe fund acum. Vai cam pe fund. E ploaie bună, nu e de speret. Eu mă uitai la ea, dar n-a fost să-i curat să bag și pe aia. Dar nu mă vai, mulțumesc domnului că e totul sub control. Spatele e acoperit, capul e acoperit, fața e acoperit atunci. Și mai ține și pomul aici de... Ce trebuie să mai fac eu? Să mai reglez adâncimea asta. E cam mare. Așa tot. Să reglez eu și pe asta. Ploi de vară. Mâine e prima zi de vară. 1 iunie. Mâine e ziua copilului, nu? Mâine e ziua copilului. Da. Soția e liberă. Unde pleacă? De acolo. Dă-te, sunt la reglaj cu ea, trebuie să dau mai micul ăla, că e... Unde? Larg? Unde? Nu, uite acolo. A, acolo? La 2 metri. Da. Păi n-am decât bățul ăsta și ea, poate că nu mai intru eu șoldare. Condițiile sunt să dă după mal. Să verificăm terenul aici. Mamă. Să vedem dacă îi place usturoiul. Auzi, vecinul, ar trebui să mai, să iau eu niște pâine să fac de ăsta fără usturoi. Poate nu-i place usturoiul. Că eu la țară am dat fără usturoi. Și am luat. Trebuie pâine sau... Miez. Miez, ca să fac eu o leacă cu... Așa, nu, ia. Să rup eu de aici. Adică noi trebuie să încercăm, nu e vorba. Și da, și da. Toate variantele posibile. Dar putem să și mâncăm coaja. Fac un mâzul. Fac o experiență așa. Sau cu și foame. Gata. Ia vecinul pâinea, dar să nu mai arunci pe jos, că mai mâncăm din ea. Nu știu cum fac, încerc eu. Fii atent, trebuie să caut viermii aia, să-ți dau 2 viermi. O merge la viermi? Păi eu zic să încercăm, că poate, poate mâine vine înapoi și dacă știu care e șmecheria, e benefică treaba, dar să mă uit eu unde am băgat viermii. Că la vierme sigur trebuie să meargă.
ceva, ceva. Eram într-un... într-un ăsta aici. Îmi băga eu... în pozunare pe aici. Nu vai o vierne aia. Aici e un tub. Asta e ăsta cu pluta. Ah, cred că sunt aici. Cred că sunt în buzunar, colegi. Mă speriasem că nu i-am luat. La plut, la vierne trebuie să tragă. Ba nu e aici. Băi, e culma. Dar nu-i găsesc. Cred că i-am luat ce-o făcut. În mașină? Nu cred. Era un tobuleț de la. Da. Nu mai spun în băgăi. Într-un saia. Nu mai sunt într-un saia? S-o fi într-un saia. Că nu mi-aduc aminte. Ah, eu nu văzui trusa, că trusa era su... trusa e su tricou, că dă de sub piesare, ia să vedem. Da, dar de aici sunt. Ia vezi cine își bagă. Bagă acolo să vedem ce iese. Da, încercăm acum. Da. Mai încolo pe cocolo, așa. Să-l bag și eu unul dacă e. Un castravet aici, bun. Scade colesterol. No. Unul să băgăm? Da, unul ca pe râmă. Unul ca pe râmă. Mi-a dat rezultate foarte bune așa. Hai că s-a rărit. O ploaie de asta dădeam la la clan. La nu, dădeam cu vargă de 5 metri și cu gândac de Colorado. Și cum trăgea? Ajungem o jumătate de metru între apă așa. Mergem o dată pe la podul 3 să facem un. Ia că-i bag un vierne. Deci fugea cleanul cu gândacul imenea. Hai, viermele, să ne aduci și noi aici un cărășel. Hai, tate. Da. La vierme ar trebui să meargă ca lumea.
cam toate speciile de pești. El bacă pe rămas. Vino grasule încoace. Grasule și frumosule. Bag eu ca pe râmul pe tine. Așa tot. Să vedem care te găsește, da. Ce trebuie să mai facem noi? Aruncăm câte un pic de mămăligă. Ai aruncat acolo? Am aruncat un pic, dar pe cima. E prea moară, nu știu ce fac. Nu la... Am căsit-o cu făină. Să aruncăm canada așa. Dacă vii o să iau. Să aruncăm canada așa. Să-i vedem și noi culoare. Se apropie și ora când trebuie să tragă cel mai bine, mai scris seara, așa. Da, după ploicica asta. Ar trebui să tragă bine. Să vin să iau eu puțină mămăligă de nadă să arunc eu acolo. Nu vă speriați, este vecinul cu vesta anti-glunț, anti-arme nucleare. Fac că mă căjez la soare. Unde să iau puțină mămăligă de aici la șeful. Haide. Cât v-au luat să faceți mămăligă asta? Nu știu că am lăsat-o și am plecat. Mamă, ce virus de usturoi. Da. Ați băgat un kilo de usturoi? Nu știu, am pus o pustăție să pună. Aici dacă bagă mâna usturoi, îi ajunge asta. Că de seara nimeni doar. Aruncă-mi potata acolo, să ne abim. Da, păi nu, așa se face la caras. Un dăsa de usturoi. Și atât. Mamă, și-am nimerit direct plut. La fix. Acum noi ne vom da seama dacă usturoiul mumela care l-a trage cel mai bine. Am colegi care fac, bagă poate după un lucru vișinat. A, m-am auzit varianta aia. Ceva să miroase. A, ce caldă e apa asta. Ce caldă e. S-a mai încălzit față de aia. A fost la gligara. A intrase cu șoldare și mi-era rece. Așa, tati. Tranul tactil. Deci mai tranul la camera, că s-ar putea să vină surprizile. Acum eu băgai vierme, da. Și stai până bag viermele. La unul nu e. Să-i mai bag. Să fac varianta cu doi acum. Așa am făcut și acolo la... Se mai bag unul agățat. Mai bag și un vierme agățat. Am terminat cu vierme. Cu testul de vierme. Hai, viermele 2. Viermele 2. Vino aici, tătă, că... Trebuie să-i mai băgați un vierme agățat, acum. Uite, dar sare ceva acolo, ăla-i de muscă. E pește că... Ziceați că aveți lanseta de muscă. Păi, n-au unde-i buldou. Dați pe suprafața. Că sunt pești care sar acolo. Uite, fac valuri. Da, și trageți-o, pristrageți-o, pristrageți-o, pe din ea. Să vă spun și alt secret? Carasul, eu am luat caras la 400 de grame la muscă. Dacă dați ușor cu fundătă. Să vă spun și alt secret și mai e mișto? La muscă, cum luam caras după caras? La muscă? La da, la prum.
Am fost la Stolnic și stăm cu barca, cu plumbul, cu muște de 16, tras-o prins. Luam caras de fac în ea. Deci luam caras după caras, din barcă murea și de râs, că te deau la vierme și nu luam un caras și eu luam la muscă. Deci vă spun în experiență, dar n-am muște la mine, că făceam varianta cu plumbul, țac, cu prins. Am luat guvii de acolo pe Dunăre. Orice ei, cu musca mică, trasă și așa. Uite, băgai doi vieri. Dacă aveți linie mică, băgați-o că imediat mai trebuie facem la muscă de acolo. Peștile e mai atras de mișcarea asta, cred. Dar băgai și eu mai, băgai un viermișor. Să miște și lui ceva. Am pus zis că n-am muște la mine, dar ideea e că am o jachetă. Uite, pun jacheta să găsesc. Da. Las cluta la apa așa. Oricum, trebuie încerca și pe straturi, că nu se știe unde stă. Dacă e cald și patrulează ca ăla de la Ștefănești între ape, putem noi să dăm tata mult și bine, pentru că nu o luăm nimic. Eu vă spun din ce am făcut la Ștefănești, cum fug eu. Trebuia mai sus de fund. E bine că începe ploaia, mă, iar? Mai așează și așa. Mai scutură cât un nor, așa. Cum vece, nu? S-o dau mai sus de fund. 10 cm. Acum ar trebui să fie deasupra fundului. Dați la lansetă? Păi nu, dar cine a sărit colo în larg? Uite acolo așa, a sărit din mai peștile. Dacă vă zic, uite acolo, uite valul. Eu am scăzut cu plumb. Deci e pește mare. Și cum a sărit? Am zis, a dat vecinul cu plumb. Am încă o lansetă, dacă e să dăm. Păi haideți să facem una și mă juc eu cu ea, cu plumb. Să caut eu niște muște mici. Plumbul e la agățăm. Plumbul n-are... Nu, unde se agăță? Doar ca la oblete se dă. Păi de ce se agăță? Păi aici nu mai stufăriș pe asta. Are, vă dau eu muște, dar nu se agăță. Ia aici lângă mal, da. Păi nu, că dacă era creșteau și în lat. Ele cresc cât poate ele să ducă după anul. Și vedeți cercul de pește acolo? Fac eu un test, dau apa mai mică. Mai mică. Și dau un larg așa. Uite, atât. Ca aici trebuie să facem teste ca lumea, nu e. Dacă nu cunoaștem balta. Ia uite unde am dat. Unde sare purcelul. Când noi mai vedea plut acum. Clar că am dictat mai carasul. Da, acolo au fi obișnuit, mă gândesc. Dar nu e o problemă. Că dăm și la cocolos, fac eu cocolos acolo. Fac un cocolos acum. Cred că a venit ceva la plica mea. A mișcat? A tras? A, n-ați fost atent, nu? Dar ce, la vierme? La vierme. A. Am înțeles. Cu doșul, băi, pe târâș, dar mai larg puțin așa. Vedem cum vrea domnul Joe. Vrea domnul Joe, noi îl servim, adică un băieț de caracter, ia să vă tras? Păi ăla e caras. Nu e caras, e...
Biban, e pe vecine cu bibanul, bă. Aia e friptura. Friptura vieții, stați așa să bag și eu. Să salutăm pe Vasilică. Uite, bă, pe Vasilică, mă. Uitați pe Vasilică. Uite, bă, pe Vasilică, mă. Acum să mi-l arătați că...